Podul Carol I a fost dat în folosință pe 14 septembrie 1895. Construcția s-a durat 5 ani. S-a dat în folosință pe timpul regelui Carol I, de unde a luat și această denumire, iar în timpul perioadei comuniste s-a redenumit podul Inginer Angel Saligny. La inaugurare este de precizat că inginerul Angel Saligny se afla sub pod pe o barcă, iar pe pod se aflau mai multe locomotive. Acest lucru a fost făcut pentru că inginerul a vrut să demonstreze rezistența construcției sale. El facilitează legătura feroviară dintre Constanța și București și se poate observa latura stângă și dreapta, se observă cele două statui ale dorobanților. Și este o construcție frumoasă. Momentan este funcțional. A fost o perioadă în trecut când nu era funcțional, dar s-a reabilitat și pe trenurile în prezent pot să treacă în drumul lor spre București și acolo mai departe. De ce ar veni cineva să vadă monumentul? Ce e interesant despre el? Monumentul de la Straja este un monument al tineretului, așa, cel puțin așa a fost botezat și se ridică la 9 km de orașul Murfatlar, în zona fostului sat Straja, ras de comuniști, pentru traseul canalului Dunăre-Marea Neagră. Este înălțat pe un soclu de beton de aproximativ 10 metri, cu 12 coloane adânci de 20 de metri și este lucrat din oțel inoxidabil. Statuia fără soclu are 38 de metri înălțime, ceea ce credem noi că este un monument destul de impunător. Se spune că ar fi cel mai înalt din România? Se pare că da. Se pare că da. Cel puțin din câte am analizat noi și ne-am documentat, este posibil să fie cel mai mare din România. În aceste două orașe găsim într-adevăr informații despre atracțiile turistice care merită vizitate în zona, în aceste două orașe. Spuneți-ne câteva cuvinte despre, eu știu, de ce ar veni eu, de ce ar lăsa omul orașul și ar merge în județ pentru Constanțeni și de ce nu turiștii care vin, eu știu, cu nave de croazieră, de exemplu. Deci, în principal, această promovare o facem pentru turiștii care vin în Constanța sau care pleacă din Constanța și în drumul lor spre alte locații se pot opri în Cernavodă sau în Murfatlar, pentru că sunt lucruri interesante de văzut, așa cum am văzut și noi astăzi. Se pot face degustări de vinuri, se pot vedea monumente care nu sunt cunoscute pe plan național, în primul rând, ca să nu mai vorbim de plan internațional, de turiștii care vin cu navele de croazieră. Noi, românii, trebuie întâi să cunoaștem, într-adevăr, zonele care sunt atractive în România și în Constanța, în județul Constanța, înainte de a le prezenta turiștilor străini. Noi trebuie să le cunoaștem. Și sunt locații în aceste două orașe pe care eu nu le cunoșteam și pe care le-am văzut prima oară.